Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi un pic despre emoțiile negative. Să începem! Nu este necesar să crezi că eliberarea vine mereu numai de undeva de sus. Eliberarea vine din interiorul tău. Vine prin tine. Natura minții noastre este divină lumina, dragostea, nu pot fi luate de nimeni. Nimeni nu poate ocupa locul minții noastre divine. Nimeni nu o poate poseda. Ea va fi mereu alături de noi, chiar și când experimentăm emoții negative. Calitățile minții noastre sunt stabile mereu. De aceea, nu suntem, nu sunt puternice. Știți de ce? Pentru că furia, ignoranța, gelozia, avariția, mândria, resentimentele, toate emoțiile negative care sunt dușmanii noștri, obstacolele noastre nu sunt puternice, vezi? Nu au calități durabile. Nu pot rămâne pentru totdeauna Uh, nu au calități uh, rezistente. Uh, de fiecare dată, când dezvoltăm necondiționat iubire uh, și uh, compasiune în inima noastră, furia și mintea egoistă nu au nicio șansă să supraviețuiască. Așa că nu pot decât să dispară. Și de fiecare dată când dezvoltăm înțelepciunea iluminării, prin eliberarea de aceste emoții negative care ne întunecă mintea și ne împiedică să, eu știu, să manifestăm natura minții noastre divine și dezvoltarea inimii iubitoare universale și a iubirii și a compasiunii necondiționate, suntem mai aproape de. Acea e absolută, adică iluminarea, dragii mei. Din momentul în care începem să dezvoltăm înțelepciunea iluminării, ignoranța nu are nicio șansă să supraviețuiască, ca atunci când soarele și norii negri nu mă au cum să întunece atmosfera. Așa dispar și ignoranța și cele uh, șase emoții negative, furia, gelozia, avariția, mândria, dorința, resentimentele. Acestea sunt mincinosul, înșelătorul, nu au nicio dovadă clară că pot exista în fața înțelepciunii luminării și a naturii divine a noastre. Acestea sunt vești bune. Deoarece dacă aceste obstacole care ne întunecă mintea și ne pun uh, suferința uh, ar avea existență solidă, uh, nu le a mai putea spăla și purifica și nu am mai avea șansa să obținem eliberarea supremă și dezvoltarea calităților supreme divine. Astfel, indiferent cât de mari suntem, nu pot rezista în fața înțelepciunii iluminării și a nectarului uh, iubirii și compasiunii necondiționate. Așadar, nu trebuie să ne simțim prost atunci când experiențele, cele șase uh, șase emoții negative ale ignoranței. Cum vi l-am spus, furia, gelozia, avariția, mândria, dorința și resentimentele. Chiar dacă te simți tu foarte furios, nu trebuie să te simți prost. Că ai sentimente negative și că simți altfel. Nu, sub nicio formă nu trebuie să te simți prost. Chiar dacă ești foarte pătimaș și multe, ai multe dorințe și atașamente, sau te simți foarte gelos, nu te îngrijora. Deoarece de fiecare dată, când experimentezi aceste șase emoții negative, ai o misiune minunată de îndeplinit, ai o datorie de îndeplinit. Asta e tot, asta trebuie să ți țineți voi minte. Este ca atunci când țarii intră pe fereastră și vor să te ciupească, da? Îți poți cu ușurință îndepărta cu metodele cunoscute. Așa și cu emoțiile negative. Nu trebuie să te simți prost că le ai sau să te simți tu fără speranță. De fiecare dată când casa este murdară sau se depune praful, nu trebuie să te simți prost sau fără speranță. Poți lua ustensilele de curățenie, aspirator, eu știu, mop și altele și ai șansa să transformi acel loc într-unul curat. La fel și atunci când simți că mintea ta este implicată în emoții negative, poți transforma această situație prin încercarea de a dezvolta înțelepciunea iluminării. Uh, și încercând să dezvolți atunci acea iubire necondiționată și compasiune necondiționată, și încercând să cureți o travă emoțiilor negative. Practic, atunci când mintea noastră este antrenată în emoții negative, avem șansa să dezvoltăm imediat înțelepciunea iluminării și nectarului iubirii și compasiunii să curățăm absolut totul imediat din noi. Cu cât, dragii mei, vin mai multe emoții negative, cu atât avem mai multe șanse să ne curățăm, până când într-o zi vei fi tu liber pentru totdeauna de emoțiile tale negative. Și astfel realizezi adevăratul, adevărul suprem despre tine, care înseamnă libertate supremă, Înseamnă iluminare. De aceea trebuie să dezvoltăm încercarea în sine, nu ca o mândrie sau o atitudine prost înțeleasă despre încrederea în sine, născută din ignoranță. Trebuie să ne dezvoltăm încrederea în sine prin înțelegerea calității minții noastre, esența minții noastre, ca iubire supremă necondiționată, ca eliberare supremă, ca lumină supremă. Nu te teme dacă experimentezi cele șase emoții negative pe care vi le-am înșirat aici. Spre exemplu, dacă devii uh, furios, nu te simți prost, da? Uh, astfel, dragii mei, să ne simțim plini de speranță și încredători în sine, focusându-ne calitățile noastre divine pe adevăratul, adevărul suprem al minții noastre. Să nu, iubiții mei, să nu antrenăm, să ne antrenăm în acest gen de suferințe sau emoții distructive. Să fim încrezători că putem îndepărta, depăși uh, uh, și transforma și uh, ilumina toate aceste uh, obstacole uh, și a nectarului, iubirii și compasiunii necondiționate. Și eu sper. Că toți vom reuși odată, odată pentru totdeauna. Trebuie să înțelegem aceste emoții negative care absolut ne fac, uh, care ne, ne fac cel mai mare rău. Ok, este atât de cald încât nici măcar nu mai pot să mă concentrez. Acesta este clipulețul de astăzi. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă iubesc, dragii mei!